pot să vin încă cu o propunere, domnule președinte Candu. De ce nu îl propun pe domnul Mihai Ghimpu, care, iată, am aici chiar și o poză, vedeți, cu cravată de pionier, care a făcut o carieră în pionierie, în Comsomol, și mulți din voi liberali ați făcut carieră reușită pe timpurile cele și acum condamnați aceste timpuri. Însă istoria ține minte eroi, ați compus și mulți din voi și poezii în onoarea lui Lenin. De aceea vă propunem ca să intrați și dumneavoastră și domnul Ghimpu în componența grupei de prietenite cu Rusia. Vă propunem și vă organizăm o excursie chiar și pentru domnul Ghimpu personal în mavzoleu, ca să-l vadă pe Lenin în cinstea și onoarea căruia au compus poezii, au lucrat, au scris sode. Și ați fost acei care ați făcut carieră reușită pe acele timpuri. Așa că atunci când judecați istoria, fiți un pic mai, priviți lucrurile mai profund. Istoria constă din mai multe laturi și trebuie de analizat un pic mai obiectiv. Și dacă condamnați una, condamnați și alta. Condamnați conjuncturismul, popincurismul și alte fenomene care persistă în fracțiunea Partidului Liberal. Domnule președinte, vă anunț că poziția mea este următoare, că rămân în componența acestei grupe, însă rămâne la atitudinea Parlamentului. Domnul Sinfrumos.